Hello, hello! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube! În acest video v-am pregătit o etalare de tarot din 3 cărți pentru energia zilei de marți 24 noiembrie. Înainte să extragem cărțile de tarot, vreau să le urez la mulți ani tuturor celor născuți astăzi. Sper să aveți o zi de naștere minunată. Aceasta este o etalare generală, prin urmare este foarte important să iei din aceste mesaje doar ceea ce se aplică pentru tine. Dacă ceva nu se aplică pentru tine, ignoră-l, trece mai departe. Mesajul este probabil pentru altcineva. Și acum hai să scoatem o carte pentru dragoste, pentru sănătate și pentru bani, situație financiară și afaceri. Bun, hai să vedem. Pentru marți 24 noiembrie, pe sectorul de dragoste avem doiul de bâte. Conversații înflăcărate, pasionate sau discuții, dezbateri pe anumite teme. O zi în care e bine să puneți cărțile pe față, să aveți niște discuții oneste cu partenerul sau partenera de viață. O să fie înflăcărate, de aceea e bine ca cel puțin unul dintre voi să își păstreze calmul, raționamentul și să nu vă lăsați conduși către o ceartă, pentru că există riscul de certuri. Și cum navigați acest risc? Menținându-vă calmul, menținând echilibrul și încercând să empatizați cu partenerul vostru. Puneți-vă în locul lui, vedeți lucrurile și din perspectiva partenerului sau partenerei de viață. Pentru cei care sunteți singuri, este o zi în care discuțiile sau conversațiile cu un posibil partener sau parteneră o să prindă viteză, o să prindă înflăcărare și s-ar putea să devină foarte pasionale. O zi interesantă pe sectorul de dragoste. Hai să vedem. În sănătate avem treiul de monede. O zi în care trebuie să depuneți efort pentru a obține ceea ce vă doriți din punct de vedere al sănătății. De asemenea, o zi în care s-ar putea să găsiți acei colaboratori care să vă ajute să obțineți ceea ce vă doriți să obțineți. Colaborator care poate să fie un medic sau un expert care să vă dea un tratament, un fizioterapeut sau un terapeut din diverse terapii alternative care să vă ajute cu o terapie personalizată pentru nevoile voastre. Poate să fie un membru al familiei care să vă ajute să vă țineți de dieta de care trebuie să vă țineți. Poate să fie un prieten sau o cunoștință care să vă ajute să vă țineți de noul regim de exerciții fizice de care vreți să vă țineți. E o zi bună pentru a găsi acești colaboratori care să vă susțină, să vă ajute, unii o să vă ajute moral, unii o să vă ajute fizic, în funcție de nevoile fiecăruia, astfel încât să vă țineți de treabă și să obțineți rezultatele pe care trebuie să le obțineți. În bani, carieră și afaceri, avem 10 de monede, o carte foarte pozitivă, foarte bună. Toate afacerile sau proiectele începute azi o să aibă un succes inimaginabil. Da, o să se dezvolte greu, o să se dezvolte în timp, va necesita mult efort în spate, dar la final va fi genul de afacere sau genul de proiect pe care puteți să-l lăsați moștenire copiilor voștri. Aici se pun bazele unei dinastii, se pun bazele unei afaceri sau unui proiect pe termen lung, foarte stabil, care o să vă aducă multă prosperitate, multă abundență, dar nu o să vină așa de pe o zi pe alta. O să trebuiască să depuneți efort, dar fiți siguri că tot ce începeți să construiți astăzi va avea succes. Mai ales dacă este vorba de o afacere de familie sau împreună cu un membru al familiei sau cu niște prieteni foarte apropiați care sunt ca și familie pentru voi. O energie foarte frumoasă pentru ziua de azi. Hai să vedem și o carte din aceste carduri de înțelepciune. Orice problemă are o soluție. Creăm obiceiuri și probleme pentru a împlini o nevoie. Atunci când găsesc o metodă benefică de a împlini nevoia, mă eliberez de problemă. Mesaj foarte frumos pentru ziua de azi. Lăsați-mi în comentarii cum se aplică această interpretare pentru voi și ne vedem mâine. Pa, pa!